Am suplimentat tirajul pentru almanacul Evenimentul Istoric. Ai ocazia să descoperi 260 de pagini de povești captivante, fotografii de epocă, documente exclusive, mărturii inedite ale unor personaje cheie. Cumpără almanacul Evenimentul Istoric de la punctele fizice de difuzare a presei sau online de pe agoramag.ro. Bun găsit, stimați urmăritori ai EVZ TV și lucru inedit. Bun găsit, stimați ascultători ai Gold FM. Pentru că de astăzi, evenimentul zilei, începe o colaborare cu acest prestigios post de radio, Gold FM. Și în cadrul acestei colaborări, deocamdată, trei emisiuni despre care ne-ați demonstrat urmărindu-le că sunt de succes, se vor regăsi și în grila de programe a Gold FM. E vorba de Față în Față, unde invitații mei permanenți, Mirel Palada, Florian Bichir și Octavian Hoandră, vor fi săptămână de săptămână. Bine, săptămâna asta Florian Bichir ne lipsește, pentru că nu a trecut bariera campanie electorale, el candidează pentru un post de senator în Argeș, îi ținem pumnii, dar nu și microfonul astăzi. O zi zboară, o zi nu zboară. O zi zboară, o zi nu zboară. Mâine Dan Andronic, Mirel Curea și Sorin Faur cu al lor contrapunct, iar în weekend Mirel Curea cu emisiunea Dosare de Presă, interviuri cu jurnaliști de prestigiu, printre care vor și eu. Dar trebuie, după ce am anunțat asta, am aici un punctaj, mi-au făcut băieții ce am de spus. Următorul punct pe ordinea de zi este la mulți ani celor care au fost botezați sub semnul și oblăduirea Sfântului Andrei, ocrotitorul României. România chiar are nevoie de ocrotire în această perioadă. Nu mai găsește după mine în proprii cetățeni, așa că a o căuta în înțelepciunea și bunătatea Sfântului Andrei, cred că este un moment foarte bun. Așa cum spuneam, astăzi lângă mine sociologul Mirel Palada, avem cele mai calde cifre despre cum va arăta Parlamentul viitor al României. Și încă vreau avem voie să le spunem. Încă avem voie să le spunem, da, o să ni le anunțe el. Și de la Cluj, Octavian Hoandră, pe care îl știți ca scriitor, realizator de emisiuni TV, dar devine și păstorul ediției de Transilvania a evenimentului zilei. Asta înseamnă un telefon în plus pe săptămână de la el pentru editoriale pe această ediție, n-am niciun dubiu. Tavi, te îmbrățișez, mă bucur să fii alături de noi. Eu mi-a dor de Mirel, nu am văzut de mult și de tine mi-a dor. Mă bucur să fiu cu voi și mă bucur că se naște, iată, ediția de Transilvania a evenimentului zilei. Fapt care se datorează lui Dan Andronic, că el era entuziast, eu fiind leneș, cum bine știu toți, am fost așa îndoit, dar el are o putere de mobilizare extraordinară, o meserie care îi place și mă bucur că a reușit să facă acest pas și să mă tragă și pe mine. O să încerc să fiu la înălțimea cerințelor. Și sigur contez pe colaborarea voastră, ceea ce... Dar n-aveam niciun dubiu cu cel mai mare legat de asta. Abia aștept să-mi văd numele și acolo. De să înțeleg că suntem la radio,
Suntem și la radio, suntem și pe internet și dacă suntem cu minți o să fim și în transformație în știri pe site-ul Evenimentul Zilei. Care e primul subiect pe care vreau să vi-l propun? Urmăresc de ceva timp, de la Paște încoace, bătălia deloc surdă pe care Biserica Ortodoxă Română o duce cu statul român. Asta este interpretarea neomarxiștilor. Interpretarea mea este că noi, tot mai puținii credincioși practicanți ortodoxi, pentru că suntem tot mai puțini în ciuda declarațiilor pe proprie răspundere pe care le facem, ducem o bătălie pentru a ne păstra la vedere manifestările credinței. Pe mine m-au durut. M-a durut Paștele foarte mult, nu practic pelerinajele, mărturisesc, nu umblu după ele, sunt pupător de moaște, cum se spune, dar nu în zile festive, nu sunt foarte sociabil. M-a durut Sfântul Dimitrie, ca bucureștean născut, crescut la umbra munților de varză din Obor. Mă doare schimbul de epistole și de mesaje dure care au precedat, care a precedat Sfântul Andrei. Opinia mea... Și nu uitați Sfânta Paraschiva, care definește o întreagă parte a României. O întreagă parte a României. Sunt convins că orice alt astfel de pelerinaj ar fi fost lovit de aceleași lucruri. Opinia mea este că noi credincioșii ar fi trebuit să înțelegem în această perioadă că evitând aglomerațiile din biserică, nu numai că ne protejăm, completăm spălatul pe mâini, dezinfectantul, masca, pălăria cu aluminiu în cap, ci protejăm Sfânta noastră biserică. Eu așa cred că neînghesuindu-ne la pelerinaje, noi de fapt protejăm biserica și așa slăbită, pentru că este slăbită, în fața atacurilor ce ar fi venit dacă ar fi crescut numărul de îmbolnăviri după fiecare astfel de sărbătoare. Dacă reușim să înțelegem asta, atunci categoric vom ajuta biserica, după mine, dar și ce a făcut în al preasfințitul Teodosie ajută biserica, pentru că protecția asta nu trebuie făcută în tăcere. Protecția asta trebuie mărturisită. Voi cum vedeți ce s-a întâmplat sau ce e pe cale se întâmple? Tavi, de la Cluj. Aici sunt și eu, cum spune Iarecu, cum spune de obicei în textele lui și Mirel, și eu sunt pupător de moaște și eu mă duc de când eram copil cu părinții la biserică, sunt ortodox practicant, am confesor, mă duc și mă spovedesc. Eu de Paști chiar am reușit să intru în biserică ilegal și să mă spovedesc ca orice creștin care n-a avut dreptul ăsta. Și pe mine mă doare că se întâmplă aceste prostii incomensurabile ale unui guvern care nu are niciun fel de Dumnezeu. Sunt cei despre care Țuțea spunea că vin de nicăieri și se duc spre nicăieri. Când n-ai niciun Dumnezeu, vin de nicăieri și te duci spre nicăieri. Așa sunt, te uiți la ei, te uiți la aia care au refuzat să jure pe Biblie. Dom'le, și încercați să exerciți ăsta, să vă uitați la fizionomiile lor și la atitudinea lor. Parcă nu au lucruri umane, calde în ei. Parcă sunt niște mici roboți. Dar oricum, o să, lucrurile astea se răzbună. Oamenii râd, aia nu e așa. Lucrurile astea se răzbună. Ții minte, așa a zis în al prea fericitul patriarh Daniel înainte de stoparea pelerinajului de Sfântul Dimitrie
că... Da. Hai, se răzbună și se răzbună dur. Oprirea pelerinajelor în 88 ar fi avut un efect. Și dacă stai bine să te gândești, nu-mi dau seama unde, unde ne-am rătăcit în ăștia 30 de ani. Pentru că imediat după Revoluție, fiecare manifestare, fiecare adunare publică era binecuvântată și de rostirea unui Tatăl nostru sau de prezența unui sobor de preoți. Dacă mai țineți minte, sfințeam și tramvaiele care plecau în cursă. Dar de la așa, nu exagerare, ci bucuria regăsirii credinței manifestată public, pentru că după 50 de ani puteam să ne manifestăm public credința, totuși undeva am pierdut foarte mult în ăștia 30 de ani. Alecu, noi am început prost. Cu uciderea lui Ceaușescu în Sfânta Zi de Crăciun, asta nu e o chestie pe care un popor sau niște oameni să nu răspundă cumva. Deci ne-am bătut joc, ne batem joc de biserică. Puteau să-l mai țin o zi, nu? Da, puteau să... Că de iertat eu nu-s de acord. RDG s-a procedat altfel și Milke ăla, care a fost un criminal, torționat, stă într-un apartament, dacă nu o fi murit, dat un apartament cu 3 camere, cu mobilă, să stea civilizat ca un om. Nu poți să fii, să fii barbar. Deci noi am resuscitat un gen de barbarie pe care poporul român nu avea. În orice caz, eu cred că secolul 21, parafrăzându-l pe Malraux, va fi religios sau nu va fi deloc. Pentru că atâtea lecții ne va trebui. S-a completat butada. Secolul 21 va fi credincios sau nu va fi credincios deloc. Adică nu se mai împacă noțiunea de credincios cu necredincios. Una dintre aceste două tabere trebuie să câștige. Mirel. Dați-mi voie să fiu un pic mai... Nu Viclean, dar să ne uităm un pic mai mult la context. Să vedem nuanțele. În Statele Unite, de exemplu, avem această tensiune dintre America profundă a credinței, a religiei și America progresistă a coastelor. Și acest război cultural, în engleză se tot folosește termenul culture wars, este de niște decenii bune, cel puțin de prin anii 60-70. De fiecare dată se spune că asta o să ducă la o tensiune și mai mare și o să se ajungă în cele din urmă la război civil, una din părți va câștiga, se fac și filme apocaliptice pe tema asta. Și până la urmă cearta există, e de când lumea și pământul, dar se păstrează la niște intensități relativ normale. Aș rămâne tot în zona asta a comparației istorice, pentru că tu întrebai ce s-a pierdut, când s-a pierdut, unde s-a făcut această trecere de la anii 90, când sfințeam și tramvaile, la anii de acum, când este această scădere. Când aplaudăm, îi aplaudăm pe cei care nu jură pe Biblie. Îi aplaudăm pe cei care nu jură pe Biblie. E o explicație cinică. Un sociolog bine cunoscut, Ronald Ingerhart, a făcut un studiu pe mult timp, multe decenii. Și a găsit o relație interesantă. Relația dintre religiozitate și bunăstare în toate societățile, cel puțin democratice, occidentale. Cu cât ai un nivel de bunăstare mai ridicat, cu atât lumea are mai puțin nevoie de Dumnezeu. Lumea se îndreaptă spre Dumnezeu la necaz, la nevoie. Și asta spune și în Biblie. Când îți este bine, uiți ușor. Asta este una din descoperirile pe calde făcute de către sociologi, dar care se validează în mod constant de vreo 40 de ani încoace. România a trecut printr-un proces simplu de creșterea bunăstării la nivelul populației. De unde și scăderea nevoii de Dumnezeu. Uită-te și tu, îți fac o diferență cât se poate de cinică între felul în care statul oprimă pelerinajul la Sfântul Andrei, dar încurajează pelerinajul la Sfântul Mic pe Valea Prahovei. Adevărata problemă în societate o reprezintă dubla măsură în momentul de față în societatea românească. Felul în care îi oprimă pe unii și îi corcolește, încurajează pe ceilalți.
felul în care închide piețele acoperite și obligă oamenii să scoată marfa în frig, să înghețe și ei și marfa. De azi în București obțin devine imposibil. Imposibil în ce-ți luat avem și toată România, afară, pe nici peste tot. Și corcolește pe cei de la multinaționale, care tot o hală sunt pentru numele lui Dumnezeu și tot marfă vând. Dar pe ea nu-i obligă să iasă afară. Exact aceeași dublă măsură o vedem și în felul în care o procesiune, o aglomerare de oameni, total de acord, care poate să pună în primejdie sănătatea în acest context de COVID, este asuprită cu cismă de milițian, deci au făcut niște abuzuri milițienii noștri zilele astea de te doare capul, prin Constanța pe acolo. Nici în anii 80 nu făceau comuniștii ce au făcut ăștia acum. A, nu se descindea în biserici din... Nu, deci au făcut niște chestii urâte. Din anii 50 nu s-a mai descins. Dar la multinaționale și în supermarket nu mai intră nimeni să pună cizma pe grumaz. Pe Valea Prahovei, unde se duce lumea la Sfântul Bulz și la Sfântul Mic, nu mai pune nimeni cizma pe grumaz. Pe mine asta mă deranjează. Nu mă deranjează faptul că oamenii iau decizii conform libertății lor de credință, de asociere. Mă deranjează felul în care statul are o dublă măsură și își impune puterea de manieră samavolnică. În rest, da, e o luptă pentru putere. Ce se întâmplă în momentul de față? Biserica a considerat că i-a ajuns până aici, a trecut la un moment dat de un nivel și a zis că trebuie să răspundă. Și le-a arătat un cartonaș galben deocamdată. Este o luptă de putere. Dintre, falsul dialog dintre Patriarhul Daniel și premierul Ludovic Orban e tulburător. E tulburător. Cum Patriarhia pe surse a dat că s-au înțeles în privința regulilor de la pelerinaj și apoi a ieșit premierul și a spus, stai dumne că nici n-am discutat despre asta, parcă puteau să se întâlnească să afle prețul la mărgele. E clar că n-aveau ce să discute altceva. Și totul s-a mers pe minciuna asta crezută de, schimbăm subiectul, 29% din populație. 29 plus 13. 29 plus 13. Tavi, schimbăm... Nu e în calcul România Profundă care deocamdată tace. A tace de atâta timp, Tavi, că m-am săturat de când tace. Religia și Dumnezeu aici... E o chestie care ține și de istorie. Uite, americanii de mult o duc bine, de la New Deal. Încep să o ducă bine. Păi nu l-au părăsit oamenii pe Dumnezeu. Au comunități, se duc la biserică. România au altă istorie, foarte apropiată de biserici, foarte apropiată de riturile de trecere, care sunt totuși religioase, pe care noi le respectăm. Și voi, și eu, care stăm în orașe, noi mergem la biserică, noi ne bucurăm de Crăciun, noi n-am uitat istoria noastră. Eu mă bazez pe asta, numai că ar trebui să vină cineva din lumea politicii să resusciteze pentru multă lume aceste idei. Și uite, apare acum aurul ăsta, care cu siguranță va resuscita public aceste idei. Faptul că Iohannis se duce la biserică și îl filmează ăștia când se duce la biserică, pentru mine e un mare câștig pentru lumea religioasă din România. Da, care nu va fi. Probabil că e un câștig, dar știi ce? Hai, uite, nu trecem încă la cifrele viitorului Parlament, numai așa ca să-l mai fierbem pe Mirel, că umblă cu el în buzunar. Fierbe ascultătorii și spectatorii. Vezi tu, întoarcerea la Dumnezeu în momente de criză e redefinită din 2007 de la criza economică încoace. Este o întoarcere la orice tip de divinitate. Pentru că după criza din 2008, și este o explicație foarte simplă, foarte simplă, lumea în momente de criză își îndreaptă gândurile spre teoriile conspirației, că nimeni nu poate accepta că lucra prost și scump și de-aia nu s-a mai vândut ce făcea el sau lucra pe un credit imposibil. Și pentru că nu controlează realitatea. Teoria și pentru că nu controlează realitatea, se duc spre teoriile conspirației, de-aia au și apărut foarte multe imediat după 2008, iar din păcate, mult mai bine pregătiți pentru a cuceri publicul, au fost budiștii, au fost practicanții de yoga,
au fost teoreticienii chakrelor și a energiilor. New Age în zona New occidentală. Age, New Age, pentru că aceste credințe fast food au cucerit mult mai bine omenirea după 2008, biserica pierzând în continuare teren. Hai mă cu cifrele alea, că te văd. Mircea Iliade ar spune că este o continuă nevoie de reformă religioasă și în lucrările sale arată, îți place cum vorbesc? Da, cum? Arată faptul că religia trece printr-un continuu proces de reformă. Creștinismul la vremea sa a fost o reformă a iudaismului, budismul a fost o reformă a brahmanismului. Și acum ce avem cu toate mișcările neoprotestante, tot o mișcare de reformă, New Age-ul ăsta, nevoia asta de spiritualitate cu multe floricele hipsterești, e tot o nevoie de reformă. Așa încât eu cred că în Parlament, în momentul de față, facem trecerea. And now for something completely different. Pe 6 decembrie avem alegeri. Evident că toată lumea este interesată de rezultatul alegerilor și vor să fie cu 5 minute mai devreme mai deștepți. O să vă ajutăm și noi cu această emisiune să știți mai devreme cum stau lucrurile. Conform practicii sociale pe care eu o cunosc de mult timp, toată lumea mă sună să mă întrebe cum stau cu sondajele, dar mă sună de felul următor. Ce, băi, mă tot uit la sondaje, băi, n-am încredere absolut deloc în sondaje, sunt niște sondaje false. Mințiți cu toții în sondaje, erați voi să fiți cu sondajele voastre. Auzi, dar cum mai stau cele mai recente sondaje? E fabuloasă această schizoidie, e genială. Nu am încredere în sondaje. Eu mărturisesc, eu am încredere în sondaje. E adevărat. Și eu în sondajele mele am, da. Unele sunt negate de realitate la urnă, dar nimic nu este mai interesant și mai frumos după momentul consumării votului decât discursurile pierzătorilor și scuzele sociologilor. Așa că te rog din suflet. Deci îmi cer scuze de pe acum pentru faptul că o să dau cele mai exacte sondaje din nou. E o mică aroganță, glumesc. Avem trei chestii interesante. Avem pe de o parte lupta la nivelul celor mari în zona începutului ierarhiei. Câți două partide mari. Cât sunt medii și cât sunt mici? Păi au rămas mari ăia care erau mari și în continuare. PSD-ul și PNL-ul se bat în continuare în zona lui 30, un pic sub 30. PNL 29, PSD 28, dar poate să varieze. Aici discutăm de niște măsurări aproximative. Cert este că sunt destul de buză în buză, după o perioadă în care PSD-ul cam scăzuse. PNL-ul, lumea se aștepta să cadă mai mult, pentru că era pe un trend de eroziune puternic, dar se încăpățânează să stea în zona lui 30. PSD-ul se încăpățânează să se întoarcă în zona lui 30 și va fi o luptă strânsă cine va obține primul votul de aur. Votul de aur, da, pentru că va conta foarte mult în legitimarea negocierii guvernului de după rezultatul alegerilor. Mai avem o chestie interesantă, o participare foarte scăzută la vot, undeva în jur de 30%. În general, la parlamentare ne așteptăm la 40-45%. Acum o să avem o prezență la vot probabil mai asemănătoare cu participarea la europarlamentarele ale obișnuite, când lumea nu prea venea la vot. Și asta va pune niște probleme îndeoseb partidelor mari care se bazează pe mobilizare. Un al doilea lucru interesant este felul în care USR-ul, după ce zvâgnise puternic în urmă cu câteva săptămâni și dădea semne că se duce peste 20%, dintr-o dată a început să piardă viteză, să îi tușească motorul și s-a întors înapoi sub 15%, rezultat, mai spre rezultatul de la locale, nu de la europarlamentare. În momentul de față USR-ul este într-o pierdere de viteză clară și este posibil să nu emită, să nu poată să emite pretențiile pe care și le-ar dori, să se așeze la masă cu tupeu și să ceară jumate-jumate pentru că sunt cu scorul în apropiere de PNL. Nu o să fie cazul. Deocamdată ce se întâmplă și cred că așa va fi și la alegeri. Un alt rezultat interesant îl reprezintă irupția AUR. AUR, un partid pe care noi la Sociopol recunosc că până recent nu l-am măsurat pentru că sunt atât de multe partide mici încât te saturi la un moment dat să pui o listă de partide mici. Până când a început să apară chestia cu ponderea din ce în ce mai ridicată a categoriei alții. Alții până cu ceva săptămâni în urmă ne apărea în sondaje
4-5%. Dintr-o dată a sărit la 10, a sărit la 12, în unele județe a sărit la 15. Băi, ce se întâmplă? Și am pus mai multe partide, din care a rezultat că AUR este în creștere. 5-7%, cel mai recent sondaj este 7%. Semn că va intra în Parlament. Semn că va intra în Parlament. Mai am încă două partide și te las să tragi concluzii. Pro-România e posibil să intre în Parlament, dar cu zgrieturi pe față. Nu mai este la nivelul pe care îl avea în vară, aproape de 10%. Acum este în zona lui 5, când 5, când 6. Cel mai recent sondaj al nostru este 6. Deci e posibil să intre, dar să intre chinuit cu zgrieturi pe față. Și ultimul partid de care merită să discutăm, unde mereu oricum să intre, o să intre care o altă lege, ultimul partid de care merită să facem analiza, PMP-ul, mult mai probabil nu va intra, din ce în ce mai des rezultat de 3%, 4%, drept pentru care estimarea mea este că nu va intra în Parlament, lucru care nu mă întristează absolut deloc. Astea sunt principalele concluzii. PSD cu PNL sus acolo, la gâtul unul lângă celălalt, neck to neck, USR în sub 15 în scădere bine definită, AUR în creștere, seamănă cu PPDD-ul din 2012, ca irupție, Pro-România în buza peste lui 5, PMP-ul în buza sub 5 nu va intra în Parlament. Și mai avem o săptămână și vedem în ce măsură aceste concluzii pe care ți le-am prezentat se vor valida sau lunea viitoare mă vei pune să-mi cer scuze. Nu te pun să-ți cer scuze, dar ce văd eu acum, indiferent cât are USR-ul ca proporție față de PNL, Klaus Iohannis a fost foarte ferm. Nu prea îl interesează votul de AUR. Asta era scuza lui Traian Băsescu, exact, ca să dea dreptul PDL-ului să strângă o legitimare. În 2009 s-au bătut mult sau în 2008 s-au bătut mult să strângă o majoritate parlamentară care să îl facă premier. Klaus Iohannis nu dă doi bani pe Constituție, face ce vrea. Așa că Nu dă doi bani pe Constituție. Aia, nu știu. Cred că la ora asta majoritate fac PNL-ul cu USR-ul. E posibil. UDMR-ul e tradițional alături de putere, ceea ce va duce majoritatea înspre 60% chiar. Părerea mea e că vom avea un 40 și un pic plus, da, undeva sub 50%. Redistribuirea va mai aduce încă 2-3%. Nu, mai mult, 5 puncte procentuale, pentru că e 10% din. Și 10% din 50 o să se ducă de la 50 la 55. O să fie sub 60. Dacă pui și UDMR-ul, o să fie în buza lui 60, dar în continuare sub 60%, nu vor putea să facă mari reforme. Deci totuși o majoritate confortabilă doar cu UDMR-ul. Dacă îi împaci pe cei de la USR. Și care și-ar dori să fie parte în parte cu PNL-ul. Și-ar dori să fie parte în parte, dar o treime din guvern, USR, înseamnă foarte mult. O treime din guvern înseamnă foarte mult. O treime din guvern înseamnă mai puțin decât o jumătate din guvern, ceea ce și-ar dori TFL-ii de la USR. O treime din guvern înseamnă însă ceva în plus. Înseamnă că... Acum nu mai știu, ascultătorii de la Gold FM, nu mai știu care este profilul lor politic. Știu care e profilul lor muzical. Îmi place la nebunie. Au o muzică foarte faină. E unul din posturile cele mai faine. E unul din posturile pe care le ascult în mașină. Dar zău dacă știu cum sunt Gold FM-iștii ca și structură de vot. Așa încât dacă v-am făcut TFL-i, să mă iertați, sunt și eu un TFL-ul din anii 90. Acum sunt un reacționar nemernic și nasol. Vă salut pe toți TFL-ii care scuteleze. Considerând... Stai că zice Tavicio. Ia. Cum vezi tu cifrele astea? Dar întâi în legătură că mi-a plăcut remarca lui Miret. Dacă oamenii de la radio ascultă muzica, genul de muzică pe care noi o iubim, înseamnă că ca noi. Ceea ce e foarte bine. Înseamnă că vorbim aceeași limbă. Încă mai o șansă. Dau drumul la muzică la telefon acum, pun niște lezepelini, am voie? Dar ar fi fain o emisiune din asta, să facem o emisiune, dar și cu un jazz, cu un... Pă bune că ar fi fain să facem o emisiune de muzică, să lăsăm naibii politica deoparte, să facem o emisiune de muzică. Păi după 6 decembrie, oricum ne scoate Iohannis politica din cap. Ah, poate mai mult. Deci facem muzică? Vă pun Gentle Giant? De-abia aștept.
Eu am făcut perioada de emisiune din asta cu, cu muzică, cu jazz, noapte. Toată noaptea era foarte fain. Dar cred că merită să-i sugerăm lui Andy Gușă să introducă o, o astfel de emisiune. Acum, cu, cu alegerile. Sunt absolut de acord cu ce spunea Mirel. Ești foarte deștept, măi, Mirel. Câteodată, în unele chestii sunt naiv, dar la sondaje chiar mă pricep spre o deosebire de alții, da. Să știi. Da. Și eu, uite că sunt și în stare să recunosc că majoritatea nu recunosc decât ce spun ei. Eu încă mai am exerciții, mai practic exercițiul admirației. Dar, sunt onorat. Mi se pare de, de avut în vedere AUR, care mi se pare un partid care merge, dacă se va dezvolta bine, va umple un gol, golul naționalist, care în momentul ăsta lipsește. E marea, care... e marea surpriză a acestor alegeri, scuză-mă că te-am întrerupt. AUR. Aici ar fi trebuit, vezi, ca, ca să vezi cât de, cât de rău au gândit liberalii. Ei aveau componenta asta național, a dispărut complet din, din partid. Prima injecție cu o travă în PNL a fost cooptarea oamenilor lui Băsescu și a doua injecție cu o travă și care cred că le va fi fatală este prea marea, va fi, dacă va fi așa, prea mare apropiere de USR. Și atunci vor pierde o grămadă de oameni care se vor duce, cum spuneai tu, spre AUR, care, care nu mai au, nu se mai țin reprezentați, nu mai au particulă națională. Oamenii ăștia o să meargă și de la liberal și de peste tot către AUR. Dar și PSD-ul a renunțat la atitudinea patriotică și o parte din voturile AUR sunt și de la PSD, să știi. Bine, eu înțeleg acum din ce văd eu de la Cluj că PSD-ul nu are voie să facă mai mult. Asta o fi. Sper să nu fie așa, dar componenta națională e o mare pierdere și foarte bine că AUR face Dan Tănase pe care îl știu acolo și care... Dar nu e numai componenta națională, Tavi. Bun, dar este și componenta religioasă. Adună ultimele zbateri ale spiritului rebel ale oricărui om. O să vezi adică trebuie să existe lume, și un spirit rebel. Deci dacă a zis conservatorismul să fie rebel, e nasoală societatea românească, să știți. Păi da. Da. O să vedeți câtă lume care nu se mai simt reprezentați acum nici de PNL, nici de PSD, pe componența religioasă și națională, se vor duce înspre AUR. Și o mare realizare a politicii românești este dispariția de pe prima scenă a partidului lui Băsescu, care a avut tupeul în uriașul lui, nici nu știu, nu găsesc un cuvânt potrivit pentru acest turnător împuțit, să-și o bage și pe Eva. Mie îmi pare rău de Florian Michir și de domnișoara aceea. Oameni deștepți, oameni care ar fi putut face carieră politică oriunde. Îmi pare rău pentru ei că din cauza Ebei și a turnătorului Băsescu ei nu o să poată intra în politica românească, ceea ce e o pierdere. Florian a avut o șansă, acum, eu l-am auzit vorbind, vorbesc foarte des cu el, toți vorbim foarte des cu el. El și-a dorit foarte mult să transmită acest mesaj nu naționalist, ci patriotic, la nivel național. Campania electorală i-a permis acest lucru. Pe el îl crede lumea, că și la emisiuni, și la voi, și la mine. El a fost același, un intelectual, profesor universitar, un om care merită toată prețuirea și își merită locul în politica românească, care, și, iată, e golită de... Și autentic, mai ales autentic, Florian. Autentic, da. Un scriitor mare, un cercetător al Academiei. Deci, dom'le, e o mândrie să ai în Parlamentul României astfel de oameni. Dar iată că, din păcate, alăturarea cu Eba și cu Băsescu s-ar putea să-l faulteze și pe el. Așa că... Da. Eu știu că până acum lucrurile pe care Mirel Palada ne le-a zis în prag de alegeri s-au adeverit. Da, eu asta știu. Asta știu. În ciuda faptului că multă lume nu a fost de acord, multora nu le-a convenit chestia asta și am fost tăbăcit de multe ori la adresa predicțiilor mele. Las că-ți și place. Îmi și place, evident. Da, e un pic de tăvăleală necesară. Ce nu te omoară, te întărește. Ai și o personalitate mai
altfel mai accentuată decât ceilalți sociologi care îți pătrunși de morgă și de... Tu ești ludic și probabil că tot și-ar dori să aibă și chestia asta, numai că Dumnezeu nu dă la oricine picătura aia de omul ludens. Dacă n-ascultă Gentle Giant, ce să le fac? Asta este. Trebuie avem să neapărat să spun Gentle Giant. Avem așa, avem aur, surpriza alegerilor. Surpriza alegerilor, da. Va fi surpriza alegerilor. Aur nu s-ar fi ridicat dacă n-am fi trecut printr-o asemenea perioadă. Adică aur este un produs al acestei perioade. Sunt cei care au manifestat împotriva măștilor, da, împotriva măsurilor de restricție, luate inept. Da, da. Multe tâmpenii s-au dat pe parcursul acestei crize. Uită-te acum la măștile neconforme. E strigător la cer să-ți vină dintr-o dată să-ți spună, stai un pic, avem vreo 70 sau 90% din măști care sunt neconforme, ca și cum ați fi purtat tifon la gură. De fapt te obligă. Te obligă să cumperi dintr-un meniu prestabilit. Da, da. Numai 7% dintre români sunt indignați de felul în care s-a condus această campanie anti-COVID? Nu. Sau îi regăsim? Două treimi. Când îi întrebi pe oameni în ce măsură sunteți mulțumiți de felul în care statul român, n-am zis guvernul, statul român a gestionat criza COVID, e 2-1. Două treimi, 60% sunt nemulțumiți, doar o treime sunt mulțumiți. Deci e mulțumirea mare de tot. Mare. Unde îi regăsim? Păi îi regăsim în toate partidele, doar că aici au reușit să coaguleze de manieră structurală într-un partid mesajul explicit. Mai strident. Exact, într-un partid explicit de nemulțumire, de totuși, protest. Sunt mulți, 7% să scoți out of nowhere, 7%, foarte puține partide au reușit în istoria post-decembristă. Se mai poate întâmpla ceva într-o săptămână? Să probabil crească. Să crească. Eu cred că îi văd în ultimul timp ținta unor campanii. Pentru că a început lumea să îi vadă în sondaje, dar nu uita că e mai au voturi și în Republica Moldova. O să fie complicat să fie reduși la tăcere. O să fie foarte complicat. O să în fie cei 13% ai USR, găsim oameni nemulțumiți de PNL? Da, găsim oameni nemulțumiți pentru că Alminter ar fi votat cu PNL-ul. Este clar că USR-ul e tot o mișcare de frondă, de protest, doar că altfel colorată valoric, cu totul altfel colorată valoric. Ei sunt dincolo de PNL, e ca un spectru de culori și USR-ul este mult mai la dreapta față de PNL. Aur, PSD sunt mai la stânga din punct de vedere valoric. De fapt, e mai degrabă un continuu conservatorism-progresism. Și atunci USR-ul este mai spre progresiști. Aurul este mai spre conservator. E altă logică valorică. Nu e stânga-dreapta aici. Useriștii în valori sunt de stânga. Sunt marxiști, neomarxiști. PSD-ul, de fapt, ce-a reușit? Să-și readucă votanții lângă el. Dacă erau risipiți. Dacă stai să aduni PSD cu Pro-România și cu o bucată de aur, vei vedea că îți dă aproape 35%. Problema PSD-ului este că a reușit contraperformanța să se spargă în bucăți, să accepte pierderea Pro-România și să accepte lepădarea de discursul patriotic din vremea conducerii anterioare și a pierdut electoratul ăla. Da, ei discursul conservator și l-au înăbușit, da, încă de când a fost referendumul pentru familie. Ți-amintesc că s-au întors din Occident atunci Călin Popescu, Tăricianu și Viorica Dăncilă. Și ne-au explicat că ce am văzut noi în ultimii ani nu era adevărat și că ei au o viziune mai înțeleaptă, mai progresistă. Deci dosnică nu-i cuvântul. Înțeleaptă cu ghilimele. Asta încercau ei să transmită. Dar s-a văzut în sondaje. ALDE s-a făcut zdrențe. Călin Popescu Tăricianu este o umbră a ceea ce era înainte. Eu cred că ALDE s-a făcut zdrențe pentru că a avut atâtea răsturnări de inconsecvențe. Da, da, nu, da, este ceva ieșit din comun. Este ceva ieșit din comun. Ba erau la guvernare, ba erau împotrivă, ba erau pentru guvern, ba erau ba se rupeau, ba fuzionau, ba făceau USL, PSL, MSL au făcut în toate felurile. Da, da, și PSD-ul Călin care Popescu Tăricianu s-a sinucis, a insistat mult. A avut un cuțit tocit. Nu și-a nimerit da, gâtul din prima, dar după mine s-a sinucit. Așa este. Tavi, tu unde-i vezi pe fugarii votanței PNL? La USR?
mai puțin, cred că cei nemulțumiți de pierderea sintagmei național, aia se duc direct la AUR, și ceilalți care nu știu să-și facă cruce, dar care sunt mai puțin la PNL, se vor duce chiar și tineri. Eu cunosc tineri peneliști și toți sunt cu o educație religioasă și cu... Se duc cei care au educația asta național-liberală, ăștia se vor duce fără cruce, se vor duce la USR, dar acolo n-au niciun fel de scenă. La noi e un partid, acolo totul e clientelar, totul se votează, totul se falsifică, nu știi care e conducerea. E foarte greu și pentru nu știi, asta e. Na. Ei sunt întocmai și la timp, la ei funcționează altă logică, nu logica politică. Da, tocmai când te duci într-un partid, aștepți o anumită ordine, o anume selecție, o anumită regulă de, cum să zic, de ajungere în funcții. Ori aici nu cred că se respectă ceva. Eu am impresia că mai repede decât noi ne gândim, se va alege praful și pulverea de acest neomarxism. Pentru că așa cum n-a prins nici comunismul în România, așa nu va prinde nici neomarxismul. Bazele care mai există totuși în poporul român ăsta tăcut, eu cred că sunt antimarxiste din start. Așa este, așa este. Eu cred că asta va câștig pe termen mediu și lung. Acești băieți și fete fără Dumnezeu vor dispărea în neantul din care au venit. Tavi, ei vor dispărea cu adevărat, sunt total de acord cu tine, dar vor dispărea de-abia după ce își vor da măsura neputinței. Când vor ajunge la guvernare, cum e foarte posibil să se întâmple acum, și lumea va începe să-și dea seama, ai de capul meu ce împiedicat e Nicușor Dan, ai de capul meu ce împiedicat e Clotilde, ai de capul meu ce împiedicat este ministrul Cutare, secretarul de stat Cutare, și că sunt și rău intenționați, se vor prăbuși. S-a întâmplat și în alte țări, în Italia 5 stele s-a făcut varză, ucrainianul care a câștigat alegerile la președinție s-a făcut varză. Toate mișcările astea populist, vehemente, violente, otrăvite, ard un ciclu electoral după ce ajung la butoane și fac tâmpenii. Și o să facă și ăștia micuții, vor face suficiente tâmpenii. Au început deja să le facă. Uite-te în București, le-a dat apă caldă de la ieși pe nas. Da, am văzut niște fotografii cu gunoaiele din sectorul 1. Genial, genial, da. Nu mai ridică nimeni gunoaiele. Își merită soarta. Românii își merită soarta. Primești. Dacă înainte de curățenia generală tu i-ai anunț pe cei de la salubritate că nu îi vei plăti, care poate fi efectul? Da, adică, pe bune de... Ia de strângetul cu coane. E atât de simplu, Lasă-i mă să strângă dacă tot ai contractul ăsta și vrei să-l rupi. Da. Și lasă-i să pună un pic Bucureștiul în sectorul 2, la mine. Începuseră niște lucrări, bun, poate ăla Popescu sau Toader, care au fost înainte, au pornit prea multe reparații de părculețele astea și pastilele verzi. Mă, dar acum când au devenit niște gropi de noroi, că ei au decopertat și urmau să pună... Au rămas la jumătate cu lucrurile. Covor de la de iarbă. Mă, dacă acum i-ai oprit. Și le spui că nu le mai dai bani. Ce, e o mizerie, o mizerie. A rămas niște gropi de noroi în mijlocul capitalei. O prostie, niște oameni triști, dacă e să te plin cu creierul. Și e de-abia începutul, stai să vezi după iarna asta. Stai să vezi după 2 ani de zile când o să-și dea lumea seama că a fost numai și numai harneală. Ai de capul meu. Dar o să fie, bineînțeles, prea târziu, pentru că românii nu învață decât... pe mintea cea din urma românului. De-abia după ce dăm cu capul de pragul de sus, ne dăm seama ce tâmpenii am făcut. Așa o să fie și cu ăștia. Da, trist, dar știi care liberalii, e mai... Liberalii nu numai că au nevoie de ei. Liberalii au demonstrat și prin campania asta care se duce în ultimele zile, că e evidentă. Liberalii nu vor ști să managerieze. Vor fi încălecați. Așa cum în trecut un EPR-ul își impunea punctul de vedere în alianțele guvernului Boc, așa cum UDMR-ul și-a impus politicile
în timpul altor guvernări. De data asta USR-ul, așa cum ai descris tu viitorul Parlament, dacă nu te înțelegi cu el, nu ai ce face. Nu au ce face. Ideea guvernului minoritar există, dar dacă guvernul ăsta dezbrăcat de orice restricție în perioada asta n-a reușit să facă nimic, păi dacă îi pui să facă pe plac, e ceva... Da, o să fie nasol, o să fie o victoria la Pirus pentru PNL. Tavi, ce spuneai tu? Mi-e rău când mă gândesc că USR va putea fi vreodată la guvernare în țara în care eu sunt locuitor. Eu de-abia aștept, Doamne, o să fie atât de interesant. Nu o să fie mișto, dar o să fie interesant. De-abia aștept să ne iasă pe nas USR-ul. Eu cred că nu avem noi cum evita, ei n-au cum evita, adică ce să... Să vină să dea apă caldă la tot cartierul, dar abia aștept. N-ai cum să faci. Fi... Uite, Tavi, se uită cineva la tine. Bun. Deci, este o soluție care nu poate fi evitată. Eu cred în existența negocierilor subterane, PNL-PSD, pentru a face un guvern, fie cu susținerea PSD în Parlament, fie chiar asumat sub pretextul pandemiei care ne-a pus pe burtă. Dar cred că principalul obstacol aici este Klaus Iohannis și este un obstacol peste care guvernul meu. PSD nu vrea să treacă, iar PNL nu poate. PSD-ul ar fi și prost să vină la guvernare acum, după cât de mult a fost demonizat, pentru ce? Lasă-i să-și ducă crucea până la capăt, ăștia anti-PSD-iști, să suporte consecințele până la capăt, să vadă lumea de ce sunt în stare. E o curățenie necesară în societate și o să avem parte de ea, o să ne iasă pe nas. Așa va fi. Deci vom vedea pe pielea noastră ce înseamnă un homuncul din ăsta cum este USR-ul, un anus contra naturii. În politica românească, dom'le, când te gândești ce politică a avut totuși România, dom'le, nu se poate să fii de acord că niște oameni ca ăștia vor conduce această țară. Dar de ce nu, dacă îi votează lumea? Tavi, și noi când eram tineri ne-am furat-o cu CDR-ul. Adu-ți aminte, este aceeași steep learning curve a fiecărei generații. Visează la cai vers pe pereți și pe urmă vede că... Deci compar generația ta cu cum arăta generația ta, care totuși nu erau niște băieți de acasă de la ei, totuși aveam citite niște biblioteci. Așa. Și uite cum arată ăștia. Deci noi am știut să ne o și furăm la un moment dat. A fost și noi niște TFL-ei la vremea noastră. Da, dar nu de genul ăsta. Deci noi n-am ajuns niciodată să conducem țara, nici nu știu dacă ne-am dorit, ci doar să sprijinim o idee care reprezenta lupta noastră de ani de zile. Acum mai face câte unul PSD-ist și că am scris tone de texte împotriva PSD-ului. Dar noi aveam totuși, unul, nu ne doream, pentru că ne prindeam că nu suntem familiarizați cu conducerea unei țări. Conducerea asta nu e chiar o chestie care te învață nici la Harvard. Deci totuși politicienii americani zici că e casă de bătrâni la Pentagon. Lasă că unii dintre bătrâni chiar au dat în mintea copiilor, au niște idei din aia care vopsesc statui. Și America își merită soarta, lasă. Toată lumea, dar nu, mie termenul ăsta își merită soarta, nu mi se pare ok. Este adevărat, în 96, când s-au anunțat rezultatele la turul al doilea al alegerilor, am plâns în piața universității, am plecat din redacție de la evenimentul. Am fost și eu în piața universității, am fost în piața universității, am plâns de bucurie acolo. Am supăit împreună, după care a început de gringolada. Domnia celor 15.000 de specialiști care aveau 30.000 de portofele. Ideea... îmi face semn, Manu, ne pregătim de un moment foarte important. Ideea că o țară își merită soarta nu mi se pare ok. Mie nu mi se pare ok. Nu își merită soarta. O țară face alegeri. Da. O țară face alegeri și alegerile respective
te duc spre o perioadă mai bună, adică își merită, spre o perioadă mai băsistă. Adică își merită soarta. Adică își merită soarta, da. Știți ce? Băi, este senzațional un lucru. Cum, ce înseamnă influencer în politică? Adică era un grup de oameni care au venit și au zis, băi, nu votați cu Geană, votați cu Băsescu, că ăsta e bun. Ăsta știe cu NATO, cu ea, da. Cu ne salvează țara. A ieșit o... Geană e cu rușii. Geană e cu rușii. A ieșit o rahat. Ba, aoleo, Geană a câștigat alegerile. Le-a câștigat în țara, așa este, da. La el Geană... acasă, că contează... Care e diferența între ce s-a întâmplat cumva normal în politica românească de până acum și până la apariția acestui USR, este că această construcție n-a fost o construcție... A fost o construcție a servicii, a unei părți din serviciile secrete și n-a fost o construcție care a venit firesc în politica românească. Ei au fost luați, uite, toți au părinți, toți au frați, surori, toți sunt unii sunt securiști, a venit Cioloș să-mi spună că toți eram securiști. Deci au avut o bază comună și care a venit forțat în politica românească și așa cred că va și dispărea. O secundă, o secundă vă întrerup. Ne despărțim de ascultătorii noștri de la Gold FM. La revedere și de-abia aștept să ascultăm muzică împreună. Le mulțumim, da. Le mulțumim. Era cineva supărat că am întrerupt o melodie. Să sperăm că dacă înțelegerea merge mai departe, îi vom plictisi cu muzica noastră. Dar continuă scurta noastră de întâlnire de astăzi pe evenimentul zilei. .ro. Noi suntem pe evenimentul zilei acum? Da, mulțumim pentru răbdare Gold FM. Rămânem pe evenimentul zilei. Tavi, iartă-mă că te-am întrerupt. Deci să-ți spun de ce tu personal ai angaja la firma ta pe Cozet Chichirău? Da. Eu n-aș angaja pe niciun. Deci Alecule, nu știam că ești masochist, Alecule. De ce? Ce are? Poate pe doamna aia Bogdan, care zicea că e fain să trăim cu toți așa într-un grup, aia poate că aș mai angaja-o, pentru că ideea aia nu mi se pare chiar rea. Ai vrea să trăiești în grup cu ea, înțeleg. Da. Este senzațional cum Burlăcia și-a pus amprenta pe comentariul tău politic. Hai că nu mai suntem la radio, poți? Avem voie să fumăm și să spunem prostii? Nu, n-avem voie să fumăm. Vreau să vă atrag atenția că nu a luat casa foc la domnul Hoandră, ci sunt diverse... Practic specifice. Practic specifice, da. Așa, de ce să nu-i angajez, mă? De ce? Adică... Dom'le, eu vorbesc în numele meu, ca să nu dau faliment. Da. Cum ar fi bunoară România, e liber să-i angajeze să facă politică mare. Dacă vorba lui Mirel, dacă asta merită, ok. Trebuie să învățăm pe pielea noastră marile abilități politice, economice și de conducere a lui Dan Barna, a lui Dacian Cioloș. Guvernul zero. Merită ca poporul ăsta să vadă pe pielea lui. Pe exact. Cioloș l-au văzut. Am zis că era foarte iubit când era primul ministru. Da, este iubit în continuare, da. Dar în grupul lui, acolo. Să vă spun ceva, Tavi, sunt total de acord cu ce ai spus, că useriștii sunt niște civili deosebiți, că toți liderii lor au legături cu securitatea. De acord, că e un partid construit de servicii, de acord cu tine. Adevărata întrebare este însă, cum de o felie de Românie, respectiv o felie de Franța, că la Macron s-a întâmplat exact același lucru. USR-ul este copy-paste după partidul lui Macron. Cum de o felie de societate pune botul așa de repede și își dorește să fie păcălită de asemenea manieră? Care este mecanismul de motivare din mintea tefeleilor useriști care mușcă nada discursul userist? Aici e adevărata întrebare. Nu că avem niște securiști pentru mici că indiferent, care devin un partid politic. Indiferent cu cine e legat sau cum e legați, există în omul modern o disponibilitate de a renunța la libertăți mult mai mare decât am avut-o noi. Ei se consideră, sigur, marea masa a lor, hipsterii,
se consideră niște descendenți ideologici ai mișcării hippie din anii 60. Ai de capul meu, crapă hippie. Dar, aia erau deștepți, aia citiseră cărți, ascultau muzică, aia erau deștepți. Când ești prost, degeaba ești liber. Deci nu-i numai de la iarbă și LSD. Tu ți închipui că am avut părul până aici și că am fost hipiot? Îți vine să crezi? Am și poze. Eu închipui foarte multe lucruri despre tine. Cred că toți am fost și mai ales că noi eram și oprimați și vedeam cu... Totuși, aveam un mare respect față de cultura pop și a fost arta pop, arta opera, o chestie culturală. Asta e o chestie care nu are niciun fel de legătură cu cultura, ceea ce fac anumiți oameni. Am întâlnit și tineri foarte, foarte speciali, în genul cum eram noi, care totuși s-au născut cu o bibliotecă în casă, s-au născut cu niște părinți, sau chiar care au fost influențați, pentru că acum influenceri. Sunt niște băieți care nu știu pe ce lume trăiesc. Pe vremea noastră, dacă ar fi fost să se numească influenceri, niște oameni erau figuri de mari profesori universitari. Înainte se mergea la Cenaclu, erau conducători de Cenaclu. Se aduna lumea ca să citească și să nu intrai cu orice text în mână ca să citești într-un Cenaclu. Ei, domne, atunci să facem... Ăștia erau influencerii pentru noi. Acum influență, uite cine sunt. Păi asta avem. Asta e societatea, asta ne asumăm. Sunt de acord cu ce zice Alecu. E o nevoie de domesticire. M-aș întoarce înapoi la creșterea bunăstării. Pe măsură ce ai mai multe resurse la dispoziție, ai ce pierde. Și atunci ești mai tentat să cedezi din libertate pentru a păstra bunăstarea. Știu că este butada care spune cel care acceptă să fac acest compromis, își pierde și libertatea și bunăstarea, dar asta se învață mai încolo. Cu apă, e ca la balonul cu apă. După ce a început să piardă, se sparge. Un moment dat se va sparge. Dar sunt mai domesticiți, mai docili, mai slugarnici, așa este. Da, e o domesticire a civilizației. Sociologii a făcut un nu știu unde l-am citit, că l-am și folosit într-un editorial, un studiu, conform căruia parcă 50 și ceva la sută dintre tineri și-ar pune un chip în cap, dacă asta i-ar ajuta să fie mai deștepți. Deci, da. Deci în România, să vorbesc despre România. Da. Aproape jumate din români, să sper să nu greșesc, și-ar pune un chip în creier, dacă asta l-ar ajuta în carieră. Păi, băiete, deci noi pe ce lume trăim? Pentru că nu-și dă seama de consecințe, nu înțelege ce poate pierde. E o problemă foarte filozofică să discuți de libertate când nu știi ce e aia libertatea. E ca și cum ai vorbi orbului despre culori. E o problemă chestia aia. Ei nu înțeleg cu adevărat ce e libertatea. Și nu vreau să-i acuz. Dar ce sub Ceaușescu nouă ne spunea cineva, dacă ne spunea, domne, dacă vă înscrieți în Partidul Comunist și veți fi mari ăștia, o veți duce mai bine. Foarte puțini din generațiile noastre s-au dus și au căzut în genunchi în fața funcțiilor de partid. Deși și din aia jumătate o făceau numai ca să... Nu o făceau din dragoste față de Partidul Comunist. Ori ăștia din dragoste și își pun chip. Pentru că zice, domnule, asta e soluția mea. De la noi, de ce marea majoritate nu au ales soluția să îngenuncheze în fața? În anii 50 au ales-o. În anii 80 nu mai alegeau. În anii 50 au ales-o. S-au mai întâmplat și în alte perioade ale istoriei oamenii să fie docili, să muște nada ideologiei, să nu fie nevoie de bici. S-a mai întâmplat. Asta e. Trecem de la bună asta. În Germania s-a întâmplat lucrul ăsta la o scară uriașă. Exact. Și de la Vichy și toți. Exact. De nazificarea erau așa de mulți încât era foarte greu să fie denazificați. Desigur că luați ca masă oamenii pot fi influențați. Dar uite, poate că spun o prostie, dar pe noi ne-a favorizat traiul sub Ceaușescu 1. Că n-am avut altceva de făcut încât să tot citim, asta era refugiul nostru, da. Am tot citit, am tot scris și ne-am uitat la filme de cinematecă, la marile filme ale lumii și ăștia nu mai au chestia asta, influențelor nu-i duc spre valori. Asta mă enervează pe mine, că și dintre usărie și ăștia, probabil că 80% sunt foarte inteligenți și dacă cineva ar fi avut o familie care să se ducă cu ei de mânuță la biserică, dacă ar fi descoperit valorile simple și perene ale poporului român,
Poate că nu, n-ar fi căzut în capcana asta. Mi-e milă de ei. E o capcană tot ce au căzut ei. Așa să falsă libertate. Să fie sănătoși, să fie sănătoși. Își merită soarta. Sănătate la toți. Să fie sănătoși toți. Nu vreau să închei. Nu vreau să închei înainte de a spune că mâine este o zi specială. Din păcate, iar o vom aniversa doar pe Facebook cu stereotipurile de rigură. Cu stereotipuri, dar anul ăsta, mai mult ca oricând, eu cred că el e binevenit. Pentru că România e o țară atât de lovită după mine, încât orice manifestare de dragoste, chiar și fățarnică, ipocrită sau în tendințe, cred că îi face bine. O ajută, așa că puneți-vă mâine papioanele, fotografiați-vă pe Facebook, puneți aceste poze și vă urez la mulți ani România. Mirel? La mulți ani România, la mulți ani Alecu, la mulți ani Tavi? Tavi, din Cluj, mesajul care să încheie această... Evenimentul zilei de Transilvania. Din evenimentul zilei de Transilvania. Abia aștept să ne urezi la mulți ani de pe noul tău site. Abia aștept să colaborările noastre. Eram sigur. Ca să fie public, să nu mai ziceți că n-ați zis. Deci așa că eu o să înregistrată emisiunea, așa că... Am apucat să promitem, cam bancul cu iepuraș. Vă mulțumesc din suflet și nu știu de ce am impresia că ne auzim și mâine, chiar dacă nu ne vor vedea și spectatorii. Țin pumnii României. Da. Mă dor deja de 30 de ani, dar sunt sigur că vor veni și momente mai bune. Doamne ajută așa să fie. Mulțumim, Doamne, din suflet pentru răbdare. Am suplimentat tirajul pentru almanahul Evenimentul Istoric. Ai ocazia să descoperi 260 de pagini de povești captivante, fotografii de epocă, documente exclusive, mărturii inedite ale unor personaje cheie. Cumpără almanahul Evenimentul Istoric de la punctele fizice de difuzare a presei sau online de pe agoramag.ro. Thank you.